În seara aceasta câteva versete din Psalmul 8, versetul 1 și versetul 2, iar apoi trecem la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, versetul 16. Psalmul 8, versetul 1 și versetul 2. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, versetul 16, unde Domnul Iisus citează versetul 2 din Psalmul 8. Și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Amin. Amin. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne Tată, venim să-ți mulțumim frumos și în această seară că suntem în casa Ta. Doamne Tată, îți mulțumim frumos pentru aceste daruri de bunăvoie. Te rugăm frumos ca Tu să le binecuvintezi, Doamne. Te rugăm frumos ca Tu să binecuvintezi și pe cei ce au dăruit, Doamne. Te rugăm frumos ca Tu să binecuvintezi și cuvântul care va fi vestit în această seară, Doamne. Fă-L viu și roditor în inimile și în viețile noastre. Doamne, dă-ne putere să trăim cuvântul Tău, să împlinim cuvântul Tău. Te rugăm frumos ca să ne faci lumini în lumea aceasta, Doamne. Te rog frumos și pentru fratele Mihăiță, Tu să dai putere de predicare, Amin. Doamne. Și Tu să întorci cât mai multe suflete la pocăință, Doamne. Amin. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt un predicator care nu plac nici introducere, nici prezentările. Dacă pot să afișez versetul 2, Psalmul 8. Oricum, predica din seara aceasta nu mai are timp să fie lungă. Dar sper să vă țină lung. Există predici lungi care țin scurt. Și pot să existe predici scurte care țin lung. Dumneavoastră de care vreți? Știu, una lungă care ține lung. Dar nu mai avem timp în seara aceasta așa de mult, așa că uitați-vă la psalmul acesta și încercați să faceți în seara aceasta un proces de imaginație. Gândiți-vă la un copil nou născut care este la pieptul mamei și suge. Gândiți-vă la imaginea asta. Faceți un pic un proces de imaginație fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă n-ați fost mamă niciodată, ați văzut așa ceva, o poză, o fotografie sau o imagine în care un copil stă și suge la sânul mamei. Ei, trebuie să știți ceva despre ființele acestea. Ființele acestea care sug la piept, sug la țâță, sunt cele mai slabe, cele mai firave, cele mai incapabile și neputincioase ființe de pe pământ. Numai un pic mama, dacă noaptea nu e atentă și s-a culcat pe copil, l-a strivit. Atât e de fragil, atât e de slab, atât e de incapabil, atât e de neputincios. Gândiți-vă, nu poate vorbi, nu poate fugi, nu se poate apăra. Păi acum gândiți-vă dumneavoastră la versetul ăsta. Cum poți cu așa ceva să mergi la luptă împotriva dușmanului? Deci ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor. S-a stup gura vrăjmașului. Păi cu copiii care sug la țâță mergi la război împotriva dușmanului. Asta e o armă cu care să biruiești dușmanul. Eu știu că pentru război trebuie luptă, trebuie războinici, trebuie strategiști, trebuie planuri, trebuie vitej. Dar cu copiii ăștia fragili, neputicioși și incapabili, cum să mergi la luptă? Cum să înfrângi o armată adversă? Cum să fugă dușmanul de acești copii firavi, plăpânți, de putincioși și incapabili? Mai mult, Domnul Iisus zice, ai scos laude. Eu am zis că pentru laude trebuie fanfariști. Pentru laude trebuie cor. Păi ce să faci cu copiii care nici nu știu să vorbească? Cum să scoți laude? Na, acum gândiți-vă foarte bine la ce vă spun. Copiii ăștia, cei mai firavi, cei mai plăpânți, cei mai slabi, cei mai neputincioși, cei mai incapabili, devin cei mai apărați. Cele mai apărate ființe de pe pământ sunt copii. Cele mai protejate, sistemele cele mai tari de apărare sunt pentru copii. De protecție pentru copii.
Cele mai iubite ființe de pe planetă sunt copiii. Deci aceleași ființe slabe, incapabile, firave, neputincioase, sunt cele mai apărate, cele mai protejate, cele mai iubite și nu știu să facă decât un lucru. Ce știu să facă? Să plângă după ce? După sânul mamei. Asta însemnează că dependența unui copil mic de mama, de sânul mamei, îl face din firav, slab, incapabil, neputincios, puternic, iubit, ocrotit și protejat. Și nu știe să facă decât să plângă. N-ați văzut că există acum sisteme video și sisteme audio. Când se naște un copil, îl pui în pătuț și pui sistemul acolo și taică-sul cu maică-sa pleacă, fac toate lucrurile și când aud o dată, Doamne, și taică-sul cu maică-sa arș, lasă efectiv totul. Și pornesc spre copil și ăsta devine protejat, ocrotit, iubit, mai mult decât orice. E, ce vreau să vă spun în seara asta și vreau să prindeți? Exact cum un copil depinde de mama și devine iubit, protejat și puternic, tot așa, un om care se face ca un copil dependent de mama, dar omul dependent de Dumnezeu ca tată, chiar dacă e slab și a venit în seara asta incapabil, neputincios, făcut praf, cu nasul în pământ, firav, plăpând, poți deveni în seara asta cel mai apărat, cel mai protejat și cea mai iubită persoană de pe pământ. Și nu trebuie să faci decât un lucru, să plângi după el. Așa cum un copil este dependent de mama, tu dacă depinzi în totalitate de tata, de Dumnezeu ca tată, devii puternic, iubit, protejat și ocrotit. Așa că dacă ai venit aici slab, incapabil, neputincios, ai toate șansele ca în seara asta puterea lui Dumnezeu să desfășoare în tine. Pentru că după cuvântul care îl știu eu, zice că puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită unde? În slăbiciune. Deci problema noastră nu este că suntem slabi, ci problema noastră este că ne credem tari și mari. Nu vrem să ne facem ca un copil plăpând, care depindem în totalitate de tata. Uitați-vă dumneavoastră, cine experimentează mai mult puterea lui Dumnezeu? Și hai să vă dau câteva cazuri. Săracul sau bogatul? Și dumneavoastră ce vreți să fiți? N-am înțeles. Deci săraci au experiențe cu Dumnezeu și noi vrem să fim bogați. E cum e aia? Dar ce bogatul nu poate să aibă experiență cu Dumnezeu? Ba da, ca și săracul. Numai ce se întâmplă când e sărac, dependența de Dumnezeu ca tată e mai mare. Predispoziția în sărăcie să depinzi de Dumnezeu în totalitate este mai mare. Când ai lux, confort, avere, funcție, poziție, ai relații, ai abilități, ai resurse și ai tendința, predispoziția să te încrezi în ele. Și nu mai ai experiențele alea cu Dumnezeu ca atunci când ai fost sărac. Ia gândiți-vă dumneavoastră la o văduvă cu 4 copii care își pierde soțul. Îi moare soțul și n-are salar, n-are nimic. Și le spune la copii, bă copii, azi mai avem ce mânca, de mâine s-a terminat cu noi. Pe genunchi, la rugăciune toți. Și acum gândiți-vă dumneavoastră 4 copilași care nu butonează, care nu se joacă jocuri, ci care stau pe genunchi și varsă lacrimi, pentru că mâine nu mai au ce mânca. Gândiți-vă la lucrul ăsta și dimineața când se trezesc și vor să ducă la școală, afară, la ușă, e sacul cu alimente. Ce trăiesc oamenii ăștia? Dai ai noștri, te trezești dimineața, hai fiule, hai la școală, ce vrei să spună mami? Fineti pe pâine? Nu! Dulceață de aia din Austria, nu vreau. De cocos, de nuci, nu. Mie îmi cumper lucrul ăla de acolo. Ascultați-mă, mofturoșii ăștia n-o să mai experimenteze puterea lui Dumnezeu cât e hău.
Puteți înțelege? Pentru că noi avem predispoziția spre Dumnezeu. Suntem mofturoși, nemulțumiți, pretențioși. Nu ne convine nimic. Ba alergăm în stânga, ba în dreapta, ba relații, ba posibilități, ba resurse. Ei, ăla sărac depinde în totalitate de tata. Dar asta nu semnează că și bogatul poate să fie așa. Până, Doamne, ce am eu fără Tine? Nu pot nimic fără Tine. Ei, dar predispoziția e mai mare la sărac să se încreadă în Dumnezeu. Când dumneavoastră ați fost săraci și ne-am spălat în lighean și n-avem nici Ariel și n-aveam nici mașină de spălat și n-aveam nici cuptor de microunde și întindeam un soare pe pită, Doamne, ca bun era el. Acum restaurante de lux. Nu ne mai convine nimic. Și strigăm, unde-i Dumnezeu? Păi Dumnezeu ți-a dat toate astea, dar nu mai vrem să depindem în totalitate de El. Ia gândiți-vă dumneavoastră, cine experimentează mai mult puterea lui Dumnezeu? Cel sănătos sau cel bolnav? Și dumneavoastră cum vreți să fiți? Nu. Săracii experimentează puterea, vrem bogați. Ăștia bolnavi experimentează puterea, vrem sănătoși. Dar de ce sănătosul nu poate să experimenteze puterea lui Dumnezeu? Ba da! Dar când e sănătos, acum am vin de la spital de aici la un băiat care a fost prieten cu mine în tinerețe, care are cancer. Nu să știți cât era omul ăsta ca un munte, nu-i păsat de nimeni, nu-l interesa, nu mergea. Acum, nu există frază care să o spun să nu plângă. Îi spui ceva de Dumnezeu, plânge. Îi spui ceva de Iisus, plânge. Păi când suntem sănătoși, am văzut la fiecare frază plânge, noi la biserică sănătoși dormim. Trei fraze spune predicatorul, doarme bine. Când ai ajuns în cancer, plângi la orice cuvânt de mângâiere. De ce? Pentru că atunci când ești bolnav, predispoziția este mai mare să te încrezi în Dumnezeu decât atunci când ești sănătos. Dar normal și sănătosul poate să experimenteze același lucru. Numai că are sănătate, nu mai plânge. Gândiți-vă, vă dau o experiență din viața mea. Anul 2020 pentru mine a fost anul morții. Încercări grele de tot. N-am crezut că mă mai ridic niciodată de acolo. Au fost și COVID-ul peste mine, am fost și pe oxigen la Reșița. Dragilor, când am ajuns acasă, dumneavoastră știți când reușeam să merg în bucătărie să mănânc ceva, mă puneam lângă masă. Doamne, cât ești de bun! Au trecut 4 ani. Sunt voinic și alerg. Știți cum mă rog la masă? De ce? De ce? De ce atunci în genunchi acum pe scaun? De ce? Pentru că e sănătos, îți merge bine. Predispoziția este stai pe scaun în confort. Când e greu lângă tine, când copilul trebuie să meargă la oncologie, la operație pe creier, bă, te pui în genunchi, te rează în păstâlpul spitalului, te pui în curtea spitalului, Doamne! E de aceea noi, dacă am fi ca niște copii care depind în totalitate de Dumnezeu ca tata, cum depinde copilul de mama, am experimentat puterea lui Dumnezeu. Ia, faceți din nou procesul de imaginație și gândiți-vă la copilul ăsta care suge la piept. Gândiți-vă că începe să plângă. Și vine maică-sa cu taică-su și toți banii adunați, 1 milion de euro, îl pun într-un sac și îl pun lângă copilul ăsta care plânge. Și zic la copil, bă copile, te rugăm frumos, uite, tot 1 milion de euro e al tău, numai să taci, să nu mai plângi. Tace? Dar ce-i trebuie? Mama! Se duce la copii și, bă, copile, ți-am cumpărat un BMW, ultimă generație, în parcare, e al tău, numai să taci. Tace? Ce-i trebuie? Mama. Băi, fii atent, copile, ți-am făcut o casă cu piscină în spate, ți-am luat iaht la ocean, ai casă de vacanță, numai să taci, tace? Dar noi tăcem. Știi ce face copilul ăla? El vrea să spună prin plânsul la următorul lucru, nu-mi trebuie banii voștri. Nu vreau casa, nu vreau iahtul, nu vreau poziția, nu vreau averea. Vreau mama! Și puneți copilul ăla la sânul mamei să sugă și de 2 ori faci așa.
E gata. Nu știu dacă poți să pui Psalmul 131 cu versetul 1. Acolo zice: Doamne, eu n-am o inimă trufașă. Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dar ce fac atunci? Versetul 2. Dimpotrivă, sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa. Atât am trebuie mie, mama, ca copil. E tot așa, dacă Dumnezeu ar avea un om, zice, caut un om și nu găsesc niciunul, dacă ar avea Dumnezeu un om din ăsta, care să nu-i trebuiască avere, nu bani, nu haine, nu modă, nu funcție, nu poziție, nu casă, nu iaht, să strige, Ava, tăticule, atât. Doamne, nu-mi trebuie nimic, te vreau pe tine. Dacă ar fi un om din ăsta, biserica ar experimenta puterea Dumnezeu. Deci nu găsesc niciun. Nu există oameni dependenți în totalitate de Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi trăim într-o biserică în care noi nu suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu. Depindem de resurse, de posibilități, de bani, de funcții, de administrație, de comitete, de organizări, de toate lucrurile astea. Dar nu depindem în totalitate de Dumnezeu. Păi gândiți-vă la un copil, gândiți-vă că mergeți cu copilul noastră la mall în Timișoara. Și când ajungeți în mall, vă ascundeți după un colț de copil. Și copilul nu mai vede părintele. Ce face copilul? Zice, uai, ce fain că am scăpat de taică-mea, acum mă joc cu ce vreau eu. Mânc ce vreau eu. Nu, copilul ăla urlă, țipă. Dacă vine patronul mall-ului și spune, băi, eu sunt patronul de la mall, taci și îți dau tot mall-ul. El nu tace. Dar dacă iasă taică-su de după colț, nu ia să știe ce face copilul. Ce când îți întorci privirile spre el și se aruncă în brațele la taică-su și taică-su ia tot ce trebuie în mol. De aceea treaba noastră nu este să ne frământăm mintea ca neamurile. Și treaba noastră e să căutăm fața Tatălui și Tatăl ne dă ce-i nevoie. Dar noi trebuie să fim în dependență totală de Dumnezeu. De aceea eu tot spun unde merg. Gândiți-vă de ce n-au copii depresie. De ce n-au copii depresie? De ce copilul de 4 ani n-are depresie, dar taică-su de 40 are? De ce? Pentru că copilul n-are griji, n-are stres pentru că are părinți. El se încrede în părinți. Gândiți-vă noastră, ce face un copil de 4 ani să mănânce mâine? Ce face? Va face ceva, mănâncă. Atât. El nu se stresează. Are părinți, maică, sa taică-su trebuie să-i pună pe masă. Noi de ce ne stresăm? Pentru că nu depindem în totalitate de tata. Îngrijorarea, pulversarea, depresia, tulburarea sunt incompatibile cu creștinismul. Adică nu poți să fii un creștin autentic să ai lucrurile astea. Din cauza că nu depindem în totalitate de Dumnezeu, noi avem lucrurile astea. Pentru că agățătoarele noastre, reazmele noastre se prăbușesc. De aceea există termenul ăsta, dacă vreți, când venim în casa lui Dumnezeu și când vin prietenii, spunem, predați-vă Domnului. Noi să știți ce înseamnă predare? Predare înseamnă așa. Dar uitați-vă la mine cum arăt eu, normal, în poziție normală. Cum îți mâine? Este așa? Omul de aia trebuie să predea, pentru că poziția omului e așa. Ce înseamnă așa? Eu strâng, dobândesc, voi face... Voi avea resurse, posibilități, adică sunt împlântat în pământ. Ei, când omul lasă totul și se predă în totalitatea lui Dumnezeu și depinde în totalitatea lui Dumnezeu cât de slab ar fi, cât de neputincios, cât de incapabil, copilul ăsta, când sare în brațele Tatălui, găsește marea putere a Universului. Binecuvântați bine. Dar acum să vă spun, toți prietenii, dacă sunteți aici, trebuie să vă predați Domnului. Dar să vă arăt cum ne-am predat noi, pocăițe. Cu o mână am prins așa și cu una așa. Ați auzit un avion care zboară așa? Vă place să mergeți cu el? Drum bun. Eu nu vreau. Deci n-am putea spune noi, pocăițe, că
fără Dumnezeu. Nu, și cu Dumnezeu. Da. N-am putea spune că numai cu Dumnezeu. Avem și noi abilitățile noastre, tot ce trebuie. Și noi suntem cam așa. Oare vrea un pocăit în seara asta să înțeleagă că predare însemnează așa? Nu însemnează așa? Că nu ne putem păcăli, că e mai ușor pentru unul care vine din lume să facă așa decât un pocăit să facă așa? Pentru că ăla căldicel e mai greu să se trezească ca unul rece? Doamne, ai milă de noi! O să vă spun două versete care le-a spus Domnul Iisus. Unul dintre versete sună în felul următor. Domnul Iisus a spus: eu nu fac nimic de la mine. Dumneavoastră puteți înțelege și dependență totală avea de tata? Ce nu fac decât ce văd pe tatăl făcând. Nu fac nimic de la mine. Dumneavoastră faceți ceva de la dumneavoastră. Sau la fiecare lucru zici: eu nu fac nimic de la mine până nu întreb pe tata. Să mă afișez, dacă poți, te rog, Isaia 30 cu versetul 1. Asta însemnează predare, oameni buni. Nu fac nimic de la mine, sunt dependent de cineva, am un stăpân, am un domn. Nu când am treabă cu Dumnezeu, când mă descurc eu cu mine. Nu fac nimic de la mine. Uitați ce zice aici. Vai, zice Domnul, de copii răzvrătiți. Ce înțelegeți dumneavoastră prin copii răzvrătiți? Că bea, că fumeze, că se duce la discotecă, ia uitați ce zice. Și în final zice: îngrămădesc păcat peste păcat. Adică cum putem noi să îngrămădim păcat peste păcat? Uitați. Vai, zice Domnul, de copii răzvătiți care iau hotărâri fără... Dumneavoastră toate hotărârile luați cu El? Sau vă descurcați fără El? Ce eu nu fac nimic de la mine, zice Domnul Iisus. Și alt verset ne învață pe noi și zice: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Așa cum eu, zice Iisus, depind de Tatăl în totalitate, nu fac nimic de la mine, și voi trebuie să faceți același lucru, nu puteți face nimic fără mine. Eu mai merg la licee creștină, la școli, și există o deviză acolo: nimic fără Doamne ajută. Știți ce înseamnă asta, nimic fără Dumnezeu? Nimic fără Dumnezeu. Adică când te duci acasă și dai drumul la televizor, nimic fără Dumnezeu. Doamne, eu nu fac nimic de la mine. Eu nu fac numai ce văd la tine făcând. Uite, vreau și eu să urmăresc un film. Te rog, acum nu vreau despărțit de tine. Vreau să mă uit la politică. Nu vreau despărțit de tine. Vreau să mă duc la mare. Doamne, nu vreau să merg fără tine. Vreau să mă duc la băi. Vreau să mă duc la munte. Doamne, vreau să înscriu copilul la școala asta. Doamne, mâine vreau să mă duc până la Timișoara. Iau niște hotărâri. Întrebăm noi asta pe Domnul. Păi nu mai ne trezim dimineața. Hai, nevoastră, grăbește-te că acum e momentul. Merge la Timișoara. Dar pe Domnul l-ai întrebat? Pe Domnul știți când îl întrebăm și când zicem nu se poate nimic fără El. Când avem cancer și doctorul spune numai Dumnezeu te mai poate ajuta. Și atunci venim la biserică: numai Dumnezeu! Dar până acum n-a fost tot așa. La toate lucrurile. Numai Dumnezeu. Uite, de exemplu, la noi, la adunare, în Marga, s-au asfaltat drumuri, trotuare și au venit de la primărie, zice: băi, ce facem aici în față? Că era iarbă. Facem parcare și eu am chemat deștepță din biserică care se pricep că eu sunt habarnist. Pac, pac, fiecare. Dă-i bătaie! Mă duc acasă, bă, dar zic, noi nu l-am întrebat pe Domnul nimic. Cum să-l întrebăm pe Domnul cu parcarea? Să ne descurcăm. Cu construcția ne descurcăm. Avem bani, avem relații, avem de toate. Cum punem scaunele? Nu întrebăm noi pe Domnul ăsta. Noi pe Domnul întrebăm când avem cancer. Nu. Așa îngrămădim păcat peste păcat. Pentru că suntem niște copii răzvrătiți. Dumneavoastră, dacă aveți un copil acasă și te uiți, bă, pe copilul nu-i nici în sufragie, nu-i nici în dormită, pe unde s-a dus? Când te duci, el e la bloc, pe Maidan, joacă fotbal. Bă, copile, bă, păi tu nu ne-ai spus nimic. A, bă, și-am plecat. Cum se numește copilul ăsta? Răzvrătit. Dar dacă un copil, uitați-vă dumneavoastră la copii mici, nu fac nimic fără părinți.
Ei nu se pot duce nici afară fără părinte. Ce tati, mergi cu mine afară. Mami, mă lași acolo. Mami, îmi dai pijamaua. Mami, îmi dai adidasul ăla. Dumneavoastră observați ce însemnează copil? Na, acum pune Matei 18 cu versetul 1 și uitați-vă ce scrie aici. Foarte frumos. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și au pus o întrebare și răspunsul Domnului Iisus i-a făcut șahmat pe ăștia. Care a fost întrebarea? Cine este mai mare în împărăția cerului? Acum eu vreau să vă întreb, sincer, dacă vă duceți la primărie și întrebați la primărie cine este cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Dar dacă vă duceți la școală și întrebați cine e cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Dar dacă vă duceți în armată și întrebați cine e cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Dar dacă veniți la Biserica Baptistă Ghețimani, treceți pe afară, trece unul și vă întreabă cine e cel mai mare aici? Ce răspundeți? Dar de ce râdeți? Vă râdeți unii de alții? Când era Emil Constantinescu președinte, a pus o întrebare unui președinte de cult din România, dar nu-i dăm numele. Și l-a întrebat, cine este cel mai mare peste voi? Știți ce răspuns a dat? A dat numele președintelui Alianței Mondiale. Și a zis, ăsta e cel mai mare peste toți. E normal dacă duci în societate, cine e mai mare la primărie? Primarul, la școală, directorul. Ei s-așteptau și ei, cine e cel mai mare în Imperiul lui Dumnezeu? Ăsta nu-i primărie, nu-i o astea de jos, asta e armata lui Dumnezeu. Care e cel mai mare? Generalul, primarul, directorul, eroul. Și acum versetul 2. Iisus a chemat la el un general. Dar ce a chemat? Un copilaș. L-a pus în mijlocul lor și trei și le-a zis. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca generalii, ca primarii, ca directorii, dacă nu o să vă faceți ca niște copii dependenți de părinte, care să nu puteți fără Dumnezeu nimic, cu niciun chip nu veți intra, nu veți vedea, nu veți experimenta împărăția lui Dumnezeu. Și am făcut în experiență, când am vorbit la noi, la adunare, lucrul ăsta, am făcut o experiență practică, loc, pe loc. Era în spate un copil și o soră mai în vârstă. Și știam numele copilului și zic la copil, le stric pe nume, te rog frumos să vii aici în față pe prima bancă. Imediat copilul pleca și a venit pe prima bancă. După aceea zic, sora care a stat lângă copil, veniți și dumneavoastră lângă el. Și sora din spate se uită, auzi, pe mine să mă lași în pace. Mă, interesant, mă, ce diferență. Cam așa, nu mai știu exact cuvinte, dar cam așa. Pe mine mă lași în pace. Păi dacă un copilul ăla imediat a venit și s-a pus, și sora, pentru că e mai mare, e mai în vârstă, băi, cum mă? Păi tu, eu-s copil? Mă muți cum vrei tu? Înțelegeți de ce nu experimentăm puterea lui Dumnezeu? Pentru că nu ne facem ca niște copii să ne mutăm cum zice El. Ne mutăm cum vrem noi și nu le întrebăm pe Domnul. Acum toate lucrurile pot fi făcute, că Dumnezeu poate vă ajută și va da capacități să le faceți. Dar trebuie să fim în dependență totală de Dumnezeu. Nu trebuie să vină sărăcia peste noi. Nu trebuie să vină boala peste noi și necazul ca să devenim dependenți de Dumnezeu, să fim smeriți ca niște copilași slabi și acolo să vedem puterea lui Dumnezeu. Se poate și bogat, se poate și sănătos, se poate și în funcție, se poate și în poziție, zici, nimic fără Dumnezeu. Vreau să vă spun două exemple în final, biblice, doi oameni, ca dumneavoastră să puteți vedea ce se poate face prin aceeași persoană. Deci aceeași persoană ce poate face prin puterea ei și ce poate face prin puterea lui Dumnezeu în dependență totală de Dumnezeu, fără să mai aibă nimic. Gândiți-vă la Avram, că ați auzit toți de Avram, care este numit tatăl tuturor credincioșilor. Gândiți-vă că Avram la un moment dat avea potență de viață. Sara nu mai avea, dar erau inteligenți, planuri, planificări, strategii, iei egipteanca asta ca roabă, soția ta, naște un copil, vom avea noi. Observați
Totul prin capacităților, potența de viață a lui Avram, resurse umane, strategii umane, planificări umane și se naște Ismael. Și Avram vine cu copilul ăsta Ismael înaintea Domnului și zice: trăiască Ismael înaintea ta. Și Dumnezeu se uită la Avram și zice: n-ai înțeles. Copilul ăsta îl izgonești. Eu nu fac legământ cu el și nu pun moștenirea pe el pentru că e făcut prin puterea ta, prin planul tău, strategia ta. Și eu nu primesc așa ceva. După un timp, când au fost praf, Dumnezeu prin Avram l-a născut prin puterea lui pe Isaac. Asta însemnează că eu, ca fratele Mihăiță, pot să nasc prin puterea mea, capacitatea mea, resursa mea, un Ismael. Și pot tot eu să nasc prin puterea lui Dumnezeu un Isaac. Acum dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Un Isaac valorează mai mult decât 1000 de Ismaeli în fața lui Dumnezeu. Deci tot ce e făcut prin putere umană va fi izgonit. O faptă care o faci prin puterea lui Dumnezeu valorează mai mult decât 1000 de fapte care le faci prin puterea ta, cu intenții bune și fapte bune. Nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege, Dumnezeu nu este interesat de fapte bune. Dacă aveți impresia că Dumnezeu este interesat de fapte bune, vă înșelați. Pe Dumnezeu nu-L interesează faptele bune făcute prin tine, că le fac și ateii. Le fac și oamenii păgâni și necredincioșii. Dumnezeu are un plan și se așteaptă ca tu să faci fapta bună din planul Lui prin puterea Lui. Atât se pune. Restul ce-ai făcut prin resursă, capacitate, dicție, elocvență, ce vreți dumneavoastră, inteligență, organizare, tehnică, tehnologizare, toate lucrurile astea n-au valoare înaintea lui Dumnezeu, se vor șterge, se vor face cenușă. Un gram de aur valorează înaintea lui Dumnezeu mai mult decât 1000 de tone de fân, trestie și lemn când trece focul peste el. Cum ar gândiți-vă dumneavoastră, e un gram de aur și 1000 de tone de lemn, fân, trestie, care reprezintă fapte bune, și gândiți-vă dumneavoastră, când trece focul peste ele, ce rămâne? Gramul de aur. Atât îl interesează pe Dumnezeu. Deci dacă cei care ați cântat aici, ați cântat prin capacitatea voastră, prin talentul vostru, prin forța voastră, cenușă va fi tot. Dacă o frază ați cântat prin puterea lui Dumnezeu, rămâne gramul de aur. Mie mi-ar place în biserică să fie niște detectoare, cum sunt detectoarele de minciuni. Imediat să piuie dacă minți ceva. Aici să fie, domne, când se face ceva prin capacitate omenească, resurse omenească, înțelepciune omenească, imediat detectorul să piuie. Părerea mea, nu trebuie, s-ar putea să mă înșel. Cred că am schimbat detectoarele săptămânal. S-ar strica, s-ar defecta. Atâta elocvență, capacitate umană. Om, știm să facem coruri, farfare, știm să facem școli de teologie, știm să organizăm, știm să administrăm. Dar nu suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu. Dragilor, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cea mai puternică armă împotriva dușmanului e dependența de Dumnezeu. De asta fuge satana. Nu fuge de tehnologia noastră, nu fuge de resursele noastre, de capacitățile noastre, de programele noastre. Diavolul fuge atunci când cineva este dependent de Dumnezeu ca tată, în totalitate. Cele mai puternice laude la adresa lui Dumnezeu nu-i ce-au făcut ei aici, nici corul, nici ei. Eu tot aud de pe la amvoane, fraților, să lăudăm pe Domnul că zice că Domnul se coboară în mijlocul laudelor și satana fuge. Acum nu vă spărați, merg și eu cât de cât pe la evanghelizări. Cântă ăștia și cu mâinile pe sus și cu mine pe jos. Satana e tot acolo și Dumnezeu nu vine. Dragilor, dumneavoastră, puteți, vreau să vă întreb, o fată mută poate să laude pe Domnul? Cum? Un băiat în scaunul cu rotile, poate să laudă cu handicapuri. Ascultați-mă, dacă există unul fără voce, surdomut, atât știe să facă. A! Dar depinde în totalitate de Dumnezeu, sunetul ăla e cea mai puternică laudă de care fuge vrăjmașul și vine Dumnezeu.
Ei, dacă noi cântăm în dependență totală de Dumnezeu, cum au fost treziri în America, zice corul, 50 de minute se ruga și jumătate de oră repetiție. Dar dumneavoastră cum e? Fanfara, predicarea, pe genunchi, și după aia repetăm. Dumneavoastră nu vedeți la noi cum e? Hai să facem o rugăciune. Hai da, dă-i bătaie. Și ce avem? Avem ceva? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu există ca în România coruri, orchestre, fanfare, predicatori, trupe de închinare, ne batem cu toată lumea. Îi batem pe toți. Dacă să-i duc ai noștri la concursurile lui ăștia televizate, îi batem și pe ea. Unii chiar să duc. Dar e o problemă cu noi. Nu înțelegem că Dumnezeu nu primește ceva din mine, numai ce vine din El. Gândiți-vă la Moise. Moise la 40 de ani era lider proeminent în Egipt. Ce a putut să facă prin puterea lui pentru poporul lui Dumnezeu? Că era foarte pregătit. Ce a putut să facă? Să omoare un egiptean. Când a ajuns bietul păstor din pustie, ce a putut Dumnezeu să facă prin el? Să elibereze un popor. Asta însemnează că Dumnezeu ar vrea mai bine un păstor, un biet păstor în pustie, decât un lider proeminent în Egipt. Puteți înțelege? Mie îmi place cântarea, îmi place și predica, îmi place și organizarea, îmi plac și comitetele. Dar dacă nu depindem în totalitate de Dumnezeu și avem resurse, avem capacități și avem relații, imediat sunăm acolo. Păi uitați-vă, să vă spun cum să faci o evangelizare în țară. Dumneavoastră aveți un succes remarcabil. Eu mai merg la evangelizări, dar n-am văzut succesul ăsta realizat. N-am văzut pe nimeni care vine în vreo seară. Nu știu cine vine. Dumneavoastră știți cine vine miercuri. Joi, vineri. Asta e o performanță uluitoare. Dumneavoastră știți cum se face de obicei o evangelizare? Vă spun eu. Dacă vrei să aduci un predicator bun, care e cunoscut în România și care umple sala asta la refuz, trebuie să-l chemi cu un an înainte. Și putem face asta. Băi, pac, pe cine vreți? Bani avem? Avem. Resurse avem. Eu plătesc, eu îl duc la restaurant, eu fac, bravo. Pe cine chemăm? Cu tărică. Și cu un an înainte, numai pe ăsta un an sau doi, sau un an jumate, sau jumătate de an, îl notez pe agenda. Bine? Cu o săptămână înainte de evangelizare, anunț din față. Fraților, știți că avem evangelizare? Săptămâna asta e săptămână de rugăciune să-l chemăm pe Domnul să vină. What? Pe om l-ai chemat cu un an înainte și pe Dumnezeu îl chem cu o săptămână. Pe cine-i baza? Cine-i baza? A, și vei facem afișe și eu fac. Vine cu tare, cu tărică. Și umpli sala și cu o oră înainte te sună predicația și nu mai poți să vin. Și atunci să vezi, agitați, ce facem? Nu vine. Ne facem de mirul lumii. Nu, că suntem făcuți deja. Nu mai avem ce să ne facem. Nu ne facem de rușine. Uite aici. Avem arma. Depindem în totalitate de Dumnezeu. Frate Titus dă un îndemn, Sergiu dă un îndemn, frață cântă care îs. Și Dumnezeu lucrează. Dar nu mai credeți de-astea. Nu, no, de-astea nu se mai pot întâmpla. Păi dumneavoastră puteți imagina să spui, corul cântă o cântare. Și se răspunde, zice, nu putem cânta astăzi pentru că n-avem negativ. Dumneavoastră puteți înțelege unde am ajuns. Adică nu se mai poate cânta. Păi ne ridicăm și cântăm în numele lui Dumnezeu. Cum a zis-o frate, m-a dat afară de la cor. Păi, motivul. Păi, zice, a zis să cânt în gama fals. M-a dat afară. Dar zice, eu am citit în Biblie, orice suflare să-l laude pe Domnul. Ce dacă nu mai cânt în cor? Cânt pe drum, cânt pe stradă, cânt la fân, cânt la ogradă. Toți aveți posibilitatea, nu trebuie să fiți aici.
Dar acum omul a ajuns pionul important. Eu vă spun, aproape că nici n-am mai pune un păstor care e omul lui Dumnezeu. Talentat, adevărat, pregătit, dar care poate nu stă pe genunchi. Dragilor, dependența de Dumnezeu se vede în genunchi și în predare. E părerea mea, nu trebuie să o împărtășiți. Cred că apostolii care au mers după Domnul Iisus în școala Domnului Iisus 3 ani și jumătate, e părerea mea, după 3 ani și jumătate în școală cu Domnul Iisus, cred că niciunul nu era capabil să ia vreo licență la vreo facultate. Dar toți au învățat o lecție. Știți care a fost lecția? Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Știți ce urmează? Cartea Faptele Apostolilor. Vă place? Asta urmează după ce au învățat ucenicii 3 ani și jumătate. Nu puteți face nimic fără mine. Și urmează Cartea Puterii lui Dumnezeu prin niște oameni. Dacă sunteți prieteni aici, poate ați venit și aveți necazuri, și aveți probleme, și sunteți neputincioși și incapabili. Ridicați-vă mâinile spre Creator. Există o cruce, există un Salvator, există un Hristos care a murit acolo. Dacă te așezi la poalele crucii și întinzi mâinile și depinzi în totalitate de El, toată victoria de la cruce se transferă spre tine. O să fii iertat, o să fii reabilitat, o să fii îmbogățit de harul lui Dumnezeu. Slab, incompetent, incapabil, o să devii cel mai protejat, cel mai ocrotit și cel mai iubit de Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Dacă sunteți frați și surori care ne-am predat odată, poate așa, dar una am lăsat-o. Ridicați-vă mâna asta. Să nu fie nevoit Dumnezeu să ne lase într-o încercare și să nu mai avem nimic în mâinile astea să ridicăm. Când nu te mai poate ajuta nimeni, nici un telefon, nici o resursă, nici elocvența, nici înțelepciunea ta, nimic. Dacă suntem sănătoși, avem ce ne trebuie acasă, copiii noștri zbur de lângă noi, să ne smerim, să ne predăm și să înțelegem, eu nu fac nimic de la mine. Mă fac ca un copil dependent de mama, nu-mi trebuie altceva decât tata. Asta este cea mai puternică laudă care îl arungă pe dușman și îl face pe Dumnezeu prezent și dușmanul va fugi. De aceea mesajul meu este predă-te 100% lui Dumnezeu. Amin. Amin.